Bine ne regăsim, 15 decembrie 2021, o nouă încercare, o nouă aruncare, o nouă plonjare în haos. Haos total, forever haos. Cum încercăm astăzi? Încercăm cu 5 meciuri, o cotă totală de 12-29. Primul eveniment începe diseară la 7, orele 19. Hai să ne petrecem cu ele repejor. Like la acest video, vă rog, subscribe, abonați-vă la canal și setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. E foarte important pentru mine și contează să intru aici în algoritmii YouTube-ului cât mai ferm. Hai să le numim pe cele 5 alese coafate de pe ziua de azi. Să vedem în ce fel mai ratăm sau nu mai ratăm și ziulica actuală. Începem cu Scoția Premiership, de unde luăm tăvăleala dintre Ross County și Celtic. Câștigă oaspeții, câștigă Celtic, mergem pe 2 solist. Continuăm cu țările de jos, Olanda, Cupa de acolo, de unde vom lua meciul dintre Vitesse și Sparta Rotterdam. Câștigă aici gazdele, câștigă Vitesse, mergem pe 1 solist. Al treilea meci de azi vine din Anglia Premier League, cum o să vină și al patrulea. Ne uităm acolo mai întâi la Arsenal vs. West Ham. Câștigă gazdele, câștigă Arsenal, 1 solist așadar pentru meciul ăsta. Și mai apoi ne uităm la Burnley vs. Watford, unde vom miza că ambele echipe vor marca. Aici mergem pe GG. Rețineți așadar meciurile 3 și 4 de pe biletul de astăzi vin din Anglia Premier League. Ne uităm acolo la Arsenal vs. West Ham, 1 solist, câștigă gazdele, și Burnley vs. Watford, unde se vor înscrie din ambele direcții. Ambele echipe vor marca GG așadar în această luptă. Cu ce se închide biletul? Se închide cu Belgia, Liga Pro, unde vom avea plăcerea să ne frapăm cu duelul dintre Leuven și Club Brugge. Câștigă Club Brugge și mergem pe 2 solist. O victorie a oaspeților se anunță că și va fi așa, ne vom convinge de seară. Astea 5 sunt cele descântate pentru astăzi în tabeluțul meu vesel de Excel cu sursele site-urile vieții. Poate ne am apropiat și noi de o felie de pâine, o pițucă, un suculeț, un ceva, o haoleală. Poate e de bine, l-am pus cu 10 lei, poate mă aleg cu 120 de lei, bani de tren, ca să zic așa. Semințe și Neumart, o berică din aia bazucă, pentru navetiștii care preferă. Mulțumesc, dacă mi-aduceți un Pepsi Max de mine, scăpați rapid. Nu să pe genul bere și semințe, dar un Pepsi Max îmi bucură fălcuțele. Păi cam asta e toată treaba. Lăsăm glumele clasice la o parte. Vă urez tot norocul de pe lume. Ne relaxăm, degajăm și aruncăm de pe bloc și azi. Vedem dacă e vreo plasă de salvare sau vreo, nu știu, parașută, ghiozdănel, păspinare și nu cădem chiar tare în bărbie. Poate e cu noroc, poate e cu câștiguri. Din suflet îmi doresc. Dacă vreți și pe grupul meu privat de WhatsApp, unde mai ofer două bilete lungi, gata construite din aplicația Superbet. Deci să aveți aplicație de Superbet, cont la Superbet ca să meargă treaba ușurel. Eu vă aștept și pe grupul ăsta privat, unde ne strofocăm la bilete tot grele, tot complicate, unde vă invit să jucați strict responsabil și poate le vedem și pe astea câștigătoare odată la câteva luni. Deja nu mai zic 3-4 luni, 2-3 luni, pentru că aproximările astea nu fac decât să-mi atragă mai multă ură din partea neaveniților, pentru că, după cum vedeți, am început cu reînceput cu biletele astea scurte aici pe canal din 30 noiembrie. Și nici de ale dracului, dacă vor să iasă, s-a făcut 15 decembrie, a trecut jumătate de lună, 15-16 zile, nici de ale dracului, nici măcar astea scurte nu vor să iasă, mereu se strică măcar unul, ce să mai promit eu de bilete lungi. Dar încercările sunt acolo pe grup, grupul ăsta îl țin
cu o formulă de băieți mai, să zicem, serioși, mai puși pe treabă și luptăm împreună să le vedem câștigătoare. Pe alea mai lungi, cu câștiguri mai mari, când vor veni, băieții îmi donează și mie 10% din câștiguri, din biletele respective, măcar de ar veni odată. Deci e o comunitate de dragul de a fi, mai degrabă decât bășeala asta proastă, vrăjeala asta cu grup privat select, veniți pe Telegram, meciuri fixate, fuga de specialiști, dacă vreți. E un grup unde pierdem așa mai premium, împreună. Suntem împreună acolo, eu vă dau biletele gata făcute, inclusiv ăsta de pe canal, plus alea două lungi. V-am dat și ieri un exemplu cu un bilet de acu o zi, da? Sau 2 zile. Să-l vedeți cam cum arată mai lunguț așa. Ăla e unul dintre ele, mai e unul, un al treilea și mai lung. Mergem spre cote de 500, 1000, mai bombastice. E, uite, de exemplu, ieri a fost unul cu cotă 36.000. Ok. Deci acolo mă mai joc, mai jonglez, ne mai prostim, mai sperăm și altfel. Deci putem să o luăm pe arătură mai grav decât o fac aici pe canal. Dar pe canal vreau să rămân cel puțin luna asta cu biletul ăsta scurt din nou. Am revenit cu cotele astea mai mici, cu bilete mai scurte. Vreau să văd cum se comportă, unde mă duc. Mai stăm așa o perioadă, căci cu biletele lungi am tot stat din august-septembrie până acum la final de noiembrie și abia am avut un câștig. Scopul și durata vizitei aici pe canal este să vă arăt că se poate, în felul meu de joc, să se ajungă la niște câștiguri, să vă apropiați de mine, să vă încredeți în mine și să mergem mai departe spre noi cărări. Da? Să vă determin, să credeți într-un mod organic în efortul ăsta pe care îl fac. N-am niciun interes să prezint pe canal bilete necâștigătoare, adică dacă ăsta e planul și fac asta voit în fiecare zi, vă dau bilete care nu ies voluntar, intenționat, da? Înseamnă că e o mare boală la cap și trebuie să-mi fac niște analizuțe. Adică nu cred că asta vreau. Vreau din tot sufletul să prezint bilete câștigătoare și să se ducă valul aici pe YouTube cât mai departe în rețea, că se întâmplă niște bilete bune cu ceea ce ofer eu. Dar viața este grea, lumea este rea. Hai să trecem peste. Baftă mare, vă aștept și pe grupul privat, vă aștept și aici pe canal, cu noi like-uri, cu share-uri. Invitați-vă prietenii să ne uităm măcar împreună la treaba asta, să stăm aici împreună. Un like mă ajută oricând, oricum. Vedem unde ne ducem. Eu îmi doresc să ne ducem spre bine. Repet lucrurile astea obsesiv în fiecare zi, pentru că chiar e ce-mi doresc. Atâta vreme cât mai îmi doresc. O să fac în februarie anul viitor, dacă apucăm și suntem sănătoși și bine, un an de zile de când rețin de canalul ăsta de pariuri sportive, dacă lucrurile o iau spre o traiectorie pozitivă, bună, optimistă și încep să vină biletele câștigătoare măcar unul săptămânal, ori astea scurte, ori alea mai lungi, niște bilete câștigătoare cu bani. Doamne, vreau bani. Mai stăm. Dacă nu, e și perspectiva asta a lăsatului de sportul ăsta extrem, pentru că la înjurături sunt foarte deschis, puteți să-mi trimiteți oricând, oricum, în orice formă, puteți să mă amenințați prin telefon cu moartea, cum s-a mai întâmplat în unele trecute, glumesc, nu glumesc. Și puteți să faceți ce vreți voi, dar ce m-ar deranja să o țin vâgă așa cu bilete necâștigătoare e vis-a-vis de timpul meu personal și nu cred că mă interesează să-mi pierd timpul pe termene lungi și foarte lungi. Dacă e să nu fie în decursul unui an și ceva de zile, cât o să fie, cât o să mai am stare să fac canalul ăsta, nu cred că are sens să chiar bat așa foarte tare cu fruntea într-un perete care nu prea vrea să se spargă. Dar dacă totul se sparge, rămân alături de voi. Că e totuși cumva mișto. Deci mai vedem ce energie și gânduri mă apucă. Până una alta, rămânem pe poziții. Măcar luna asta, măcar anul ăsta, până în februarie, aș mai plănui să stau 2-3 luni pe aici și să mai îmi cer norocul cu voi. Vă mulțumesc din suflet că vă uitați. Asta e mare lucru și cred că e singura motivație să reîncerc în fiecare zi o nouă bășeală proastă, un nou bilet din ăsta. N-ai, frate, ce să le faci, cum vorbesc și cu băieții aici în comentarii, în toate episoadele și în toate clipurile. Pui asta, e ceilaltă. Nu ai ce să le faci.
Adică oricât le-ai gândi, oricât le-ai prepara, oricât ai miza pe ce cam știi tu că sigur se întâmplă, se întâmplă un căcat. Hai să nu se mai întâmple căcaturi și să iasă biletul ăsta cu cotă totală 12,29 de astăzi. Vă urez baftă, am zis ce era de zis, se făcură 10 minute, am plecat în lumea largă, ne revedem și mâine, pa, papi!